Tenis, Simona Halep, Caterina Siniakova, marți ora 17:30, DigiSport 2. Media DigiSport Special, marți ora 21:30, DigiSport 1. Gigi Bial a anunțat ce apărători pe care îl dorește la FCSB. Daua, un georgian de 1,96 de metri și un grec 1,92 de metri. Finanțatorul roșu-albastru a spus că cele două cluburi, Botoșani și FCSB, au înțeles că în aceste condiții, camerunianul are șanse mari de a parafraza contractul. În plus, Becali a mai spus că, pe lângă Daua, la vicecampionul Ligii 1, va ajunge cel puțin un fundaș central. Nimic nu a fost complicat cu Daua. Am avut un acord cu Rotaru. Cineva mi-a spus la un moment dat, el este omul de afaceri aici, semnează și merge la Cluj. Ce să merg la Cluj, ar fi bine să le iau. Așa am semnat rapid cu clubul și nu am încălcat acordul cu Rotaru. Am vorbit cu marea, cu jucătorul. De la 4.000 la 12.000 de euro. De ce să nu semnezi? A spus Becali către Pro Arena. De asemenea, Becali a mai spus că, pe lângă Joi Schimdaua, un jucător străin, de asemenea un apărător central, va veni la echipă. Am întotdeauna un grec și un georgian. Am un georgian, 1,96 de la echipa națională, și o greacă de 1,92. Este posibil să aduc un alt apărător central, în afara Daua, pentru că aici eram deficientă. Este dificil să câștigi campionatul dacă nu ai un apărător central, a spus Becali. Înrucât FCSB vrea să le convingă pe Daua să semneze. Camen ajunge astăzi în București. FCSB și Botoșani FC au înțeles deja suma transferului, 350.000 de euro, și chiar au semnat contractul așa cum a fost dezvăluit Valeriu Aiftain pentru DigiSport.ro. Fundașul central cameronez a ajuns duminică seara la Botoșani, duminică seara, luni, să a antrenat cu echipa Moldovei, dar astăzi va ajunge în capitală, cu avionul. Daua nu a fost mulțumit de oferta inițială, dar a fost de acord să vină să vorbească, față în față, cu milionarul din Pipera. Becali ar dori ca Daua să semneze un contract timp de câțiva ani, iar salariul jucătorului cheltuiește de la un sezon la altul. Finanțatorul ar trebui să se spună că Daua va câștiga, la un moment dat, 13.000 de euro pe lună, potrivit DigiSport.ro, dar rămâne de văzut acum ce se va întâmpla în timpul întâlnirii din această seară. Etichete Gigi Bial, transferuri FCSB. Uită-te la știrile DigiSport.ro și pe Google News.